Dăm, Doamne, o forță mare ca să uit de supărare. Carmen și Șerban, în efect, au plecat din a lor țară, stresați de partea financiară. E 23 aprilie 2024 și am o cotă de 36.10, experiment din nou cu 8 evenimente, care începe pe la 18.45, e din Cupa Bulgariei. Ne băgăm și pe treaba asta. Un anume, Neiculiț, se trezea aseară pe pagina de Facebook să-mi zică mie că cum adică, ce fel de jucător ești tu, dai ponturi sigure și le joci cu 2 lei, ce dracu e asta? Cine a zis că sunt sigure vreodată pe canalul ăsta? Cine a zis vreodată în viața lui că sunt sigure? Că ceva din ce propun eu e la sigur. Nu v-am repetat eu cu literă de lege aproape în fiecare episod, de câte ori mi-am adus aminte și am putut. Sunt bilete periculoase, sunt ponturi grele. Nu vă recit eu asta în fiecare zi? Eu cred că am făcut-o. Cum îi răspundeam și lui așa, până m-a enervat și l-am blocat, că tot mă făcea neserios. De ce sunt neserios? Pentru că încerc, asistat de niște unii care vor să împartă tristețea cu mine, niște bilete pe care anunț din capul locului că nu mă bazez. De ce să fiu neserios? Probabil vreți miracole, probabil vreți minciuni, probabil vreți iluzii optice. Eu v-am zis, fraților, încercăm niște căcaturi. N-am mai câștigat pe canal până la câștigul de alaltăieri din 29 decembrie 2023. N-am mai câștigat pe grup de undeva din noiembrie, mijlocul noiembrie, nici nu mai știu cât era, sau începutul noiembrie. Dar trebuie să ne uităm pe grafice. Deci din noiembrie n-am mai câștigat pe grup, din decembrie n-am mai câștigat aici pe canal cu experimentele astea. Ce vreți să vă zic mai mult? Încerc de atunci până în zilele noastre, da, după Hristos, și după cum vedeți, câștigurile sunt ultra rarefiate. Abia s-a întâmplat unul aici pe canal, cota asta de 84-86, cât ați apucat-o fiecare, aici pe YouTube, da? Doar Aditica. În rest, apropieri, numai și numai apropieri, da? Dacă era să fiu cu fofârlica, cu cuțulica, să fraieresc lumea, să povestesc pișaturi, poate vă mințeam ceva mai elaborat, mai așa, mai pe stil. Vă dădeam niște idei mai șugubețe, mai interesantuțe, da? Ceva mai hau, nu vă vrăjeam așa la luați-o ponturi și v-am spus din capul locului că încercăm niște chestii grele, sunt încercările mele, nu sunteți obligați să le pariați, nu sunteți obligați să le urmați. Poate doar intrați aici să vă distrați cu mine, să vă relaxați în diminețile după amiezele voastre, când mai faceți voi biletele voastre. Ia mă, ce mai e, ce prostul ăla, ce mai aberează. Poate și luați cât un pont acolo, vi-l așezați pe biletele voastre. E treaba voastră ce faceți, nu vă obligă nimeni la nimic vreodată. Și invitația pe grupul meu privat de WhatsApp, de câte ori am făcut-o, am făcut-o cu același degajament excavatoriu, cu aceeași relaxare și cu aceeași deschidere, că dacă vreți să încercăm niște lucruri grele împreună, o putem face într-un loc special, dedicat, pe WhatsApp, dacă îmi dați un semn la 0745 70 80 0. Sunt și acolo biletele foarte grele? Da, sunt extrem de grele și acolo. Pierdem bani și acolo de luni de zile și sunt pe un mare minus? Da. Înseamnă că ești neserios. Du-te-n dreacu. Du-te dreacu, efectiv. Dacă n-ai înțeles despre ce este vorba și nu înțelegi limba română, acolo unde ți se comunică foarte relaxat și foarte clar și extrem, extrem de în toate detaliile despre ce este vorba. Da? Deci dacă nu o luați de bună nici de la unul ca mine, care nu vă minte, coaie, nu vă minte, că nu v-am mințit niciodată. Cu ce să vă mint? Am un grup privat de WhatsApp, jucăm 6 bilete zi de zi cu măcar 2 lei pe fiecare pariați, 12 lei pe zi cheltuială minimă. Am canalul ăsta de YouTube cu încercările astea și la revedere. Cine înțelege bine, cine nu înțelege, nu e obligat, nu e forțat să stea de nimeni. Canalul ăsta de YouTube e 18+. Pe Facebook la fel, am o cotă din 2 meciuri în prezent, era din 3 formată. O cotă bacșiș botezată. Din nou, nu e nimeni obligat să stea cu mine, să stea pe lângă mine, să vadă la... De ce le dai oamenilor niște ponturi care nu sunt bune? Vrei să piardă ca tine, cu tine?
Și am răspuns, poate că vreau, nu știu, niște asistenți, niște asistatori, niște lume prezentă la capul patului, în timp ce eu sufăr cu ponturile astea. Poate că vreau să se uite cineva la mine, nu știu. Asta îmi doresc. De ce le joc și de ce țin canalul ăsta? The Sunky. The Sunky îl țin și uite, cine vrea să stea cu mine, The Sunky, este binevenit să o facă. Cine nu, de asemenea, puteți închide de acolo, din X, YouTube-ul, Facebook-ul, pe unde dracu mă mai găsiți, da? Deci dacă nu vă face o plăcere, nu e nimeni obligat, cum nici eu nu sunt obligat să fac pe placul cuiva. Eu încerc ce încerc eu, dau și eu niște emisii spontane. Cine se inspiră și le găsește senzaționale, wow! Cine nu, uja, la revedere! Am zis că nu mai îmi bat vreodată capul cu așa ceva, dar uite că comentarii din astea ne-a venit și e de la unul care nu dă un like, nu dă un mesaj, nu dă o apreciere cu vreo ocazie, dar vine să-mi spună mie cu... Se vede treaba că ești de căcat. Că a văzut și el acolo un episod câștigător odată la nu știu câte luni și sunt de căcat că... Le joci cu 2 lei, le joc cu cât vreau eu să le joc. Cu cât îmi permit să le joc, cu cât pot să le joc. Ia uite bă frate, pe ce dracu nu mai explicasem, acum mai explicați. Așa ca fapt divers, în principiu, băgați-ți la cap că totul e greu, totul e complicat și nu sunteți obligați să faceți nimic. Stați aici doar că vă face plăcere și vă mulțumesc celor care simțiți asta, cu plăcerea, cu bunăvoința, cu stăruința, cu comunul acord că încercăm ceva împreună. Atâta tot. În rest, duceți-vă frățioare că sunt atâția specialiști pe tot netul în pula mea. E plin interneții. Este plin interneții de bujia.ro. Iarăși mă uit la site-ul ăsta care e afișat aici în dreapta stângii mele. Bujia.ro. Duceți-vă la bujia.ro. Duceți-vă la ce vreți voi să vă duceți. Aveți surse, da? Sunteți voi niște foarte buni specialiști. Ce dracu aveți nevoie să vă uitați la mine? A, sau dacă veniți doar pentru divertisment, păi luați divertismentul, distrați-vă, hăiți-vă și o zi bună. V-am pupat. 36.10 este cota pentru astăzi, cu 8 evenimente, primul la 7 fără un sfert diseară. Hai să vă zic cum este, ce am croit eu aici și o blenoragie vaginală. Cupa Bulgariei deschide biletul cu Ludogoreț versus Heber Pazargic. Heber Pazargic, da? Ludogoreț versus Heber Pazargic. Mergem pe peste 2,5, mergem pe 3+. Ne bazăm și tot sperăm că se vor da cel puțin 3 goluri în această tăvăleală. Pe urmă, prin Cipru mergem, în prima divizie, First Division, la AEL Limassol versus Nea Salamina Famagusta. Selectăm pe bilețel un mare 1 solist, o victorie de și anume gazde. 1 solist câștigă AEL Limassol. Mai poposim și prin Austria Bundesliga, la Austria Klagenfurt versus Red Bull Salzburg. Câștigă Salzburg, 2 solist pentru Salzburg. Câștigă oaspeții. 2 meciuri de asemenea din Franța League. Liga 1 franțuzească ne propune Lorient versus PSG, Paris Saint-Germain. Câștigă PSG, Paris Saint-Germain, câștigă meciul lucrul. Poate chiar ni se întâmplă. Ăia de la Inter se distrează cu cea lumba gimbagea, gimba lumba gimbagea. Planetuța. Dacă nu dac, 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 da, Ionuț, Florin Cercel și frații săi. Cea ca lângă, cinca, cea. Cam asta e nivelul. Cam asta este nivelul. Marseille versus Nice. Tot din Franța, Liga 1. Am selectat aici și ambele echipe marchează GG. Hai și prin Belgia Pro League, să luăm și de acolo o trepșoară. Club Brugge se ciocnesc cu Henk sau Genk, cum sunt notați în aplicații, și mai băgăm chiar și aici și un GG. Ambele echipe marchează și aici. Au făcut așa de la Superbet, la sub, peste goluri, le-au segmentat pe 2 coloane. Nu mai sunt zăpăcite în aplicație, să le cauți până faci
trombofilie la ascită până faci strabism în găoază. Le-au pus pe două coloane așa, sub și peste. E ceva de altă viață, altă viață. Te pici pe tine. Unde dracu am rămas? Am rămas, cred că, la Anglia Premier League spre final de bilet. Mai avem două meciuri lucruri să facem cota asta de 36.10. Anglia Premier League vine pe bilețucul de azi cu Everton versus Liverpool. Pula cu ficatul în piscină, ca să zic așa, cum îmi place mie să glumesc cu traduceri din pizdă. Liverpool câștigă meciul, pula cu ficatul în piscină. Vor avea o victorie în seara asta, conform acestui bilet. Luați-l cu un pic de sare, pentru că evident este și ăsta, așa cum vă vorbeam la început de episod, și ăsta este greu și periculos. Nimic nu este vreodată garantat din partea mea. V-am mai zis asta, cred că, de un triliard de ori. Câte episodașe sunt pe canalul ăsta? În 80% dintre ele, când mi-am adus aminte, v-am comunicat: bă, băieți, sunt bilete grele, riscante, ne punem pielea la bătaie și mai ales banii reali, personali. Jucați cu prudență. Cine are urechi să audă și știe cum e cu pariurile, nu are nevoie să audă de la mine sfaturi pișate. Alții vin ca ăsta și mai au pe Facebook la pulă că ești neserios, dar de ce dai aceste ponturi? De pula mea le dau. Pula cu ficatul în piscină. Liverpool câștigă meciul 2 solist. Închidem toată treaba cu CONCACAF, CONCACAF, Champions Cup, organizată această cupă de, iată, abrevierea asta foarte lungă, Confederația de Fotbal a Americii de Nord, Americii Centrale și a Caraibelor. Claxoane mai îmi trebuiau. Se petrece mare duel între Columbus Crew și Monterey. Columbus Crew versus Monterey. E o trepșoară unde băgăm pe bilețuc un 1x. Câștigă gazdele sau se termină totul într-o mare egalitate? Șansă dublă pentru Columbus Crew. Columbus Crew. Ca să vorbim ca pe limbajul și mintea ăstora de mă iau pe mine cu ești neserios. Bine că nu mi-a zis porc sau nesimțit sau jigodie. Neserios e totuși un cuvânt decent. Mulțumesc pentru decență minimă. Asta e viața de români. V-am dat și eu încă o cotă. Nu am încredere în ea? Nu am. Pariez și eu biletul ăsta cu 2 lei că nu am cu ce mai mult? Îl voi paria. Aștept să iau 3 lei măsline diseară cu el? Aștept. Dar eu mă focusez central pe setul meu de 6 bilete din grupul meu privat de WhatsApp. Iar acolo jucăm așa: 2 bilete cu 12 meciuri, tun și sirop. Nu mai avem click, avem sirop. 12 meciuri am zis? Nici nu mai știu ce am făcut și eu pe weekend. 13 meciuri, știți bine că le-am resetat. 2 bilete cu 13 meciuri, un bilet cu 10 meciuri, biletul sirop cu 13 meciuri și biletul cheia cu 10 meciuri sunt ambele extrase din venirea mormanului, cel mai lung și mai complicat bilet al meu. Pe urmă avem maleu, clasice deja, și după nume, și după format, și după port, și după trup, și după jale. Avem maleu cu 16 meciuri, triumf, care se tot apropie, ați văzut ieri, 14 din 16 propuse, alalte, 14 din 16 propuse s-au înverzit. Deci, triumf cu 17, un maximum de 17 evenimente pe el și, desigur, cel mai dement, mai inuman, mai ireal bilet al meu cu cotă de 4.000, 7.000, vă ziceam, o grămadă de câștiguri senzaționale pe el, biletul Venirea mormanului, de la care de fapt a și început ideea asta a mea de grup privat de WhatsApp. Hai mă să ne băgăm undeva, să jucăm zi de zi cu miză minimă 2 lei sau cât are fiecare dispoziție să bage pe așa ceva. Să jucăm niște bilete formate după statisticile mele, care din când în când s-ar putea să fie verzi până la capăt. Hai să încercăm loteria asta, e o loterie, nimic altceva decât o loterie. Din când în când, conform statisticilor mele, pe grafic se aliniază niște linii de verde și ies toate simultan ponturile alea verzi în aceea zi. S-a dovedit în trecut, că asta văd pe statistică, că de 2-3 ori odată la câteva luni se înverzesc toate.
Noi încercăm să le vedem înverzite încă o dată în viitor, cândva în viitor. Poate fi azi, poate fi peste o săptămână, poate fi la toamnă, poate fi în vară, poate fi acum în mai, cum mi s-a întâmplat în 2022 și 2023. Anul trecut, pe 13 mai, vă amintiți cota aia de 1300, 1247 sau 1347? Cred că 1347. S-a întâmplat o cotă verde pe Maleu, vă amintiți? Așa era format la vremea aia și cu ăla am câștigat. 1347, cotă superbă. Deci pentru asta ne zbatem și ne strofocăm. Pentru asta am grupul ăsta privat de WhatsApp. Să încercăm niște demențeli. Este complicat? Da. Este foarte greu? Da. Ia timp? Da. Stau în fiecare dimineață și le formez luându-mi în timpul personal și mintea intimă? Da. Stau. Am încredere în variantele astea chiar dacă ele de luni de zile nu ies? Da. Am. Voi mai continua să fac asta? Cu sau fără YouTube? Cu sau fără grup privat? Da, pentru mine, chiar și doar pentru mine și fără nimeni altcineva în jur, voi continua. Pentru că eu am, cum e cântul ăla de la biserică, am văzut lumina cea adevărată, primit-am Duhul Cerceresc. Da? Am văzut lumina cea adevărată, primit-am Duhul Cerceresc. Eu am văzut luminile acestor bilete, am văzut senzaționalul din ele, am văzut ce mi s-a întâmplat cu ele și cred cu tărie că niște vrăjeli importante se vor întâmpla și în viitor. Când? Numai Iisus Dumnezeul nostru știe. Nu cunosc, nu știu. Dar eu aștept să cânt cine e născut în luna cu tare și pe viitor, de cât mai multe ori posibil. Eu vă sfătuiesc să veniți și cu mine acolo. Dați-mi un semn la 0745 708008 dacă vreți să încercăm împreună niște faze. Rămâneți și pe canal cu variantele astea experiment, că uite că mai degrabă astea au ieșit în ultima vreme decât variantele mele bazate pe statistică. În principiu, dacă vă place, rămâneți aproape. Dacă nu vă place, nu mai îmi spuneți că sunt de serios și unsubscribe și deplasați-vă, tăticule, unde vreți. Pentru restul dintre voi, vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru like-uri, pentru share-uri, pentru distribuiri peste tot. Dacă aveți prieteni interesați de pariuri sportive și vreți să vă distrați împreună cu mine și alături de ei, dați-le link-ul la YouTube-ul ăsta să vadă despre ce este vorba, poate se abonează și ei, poate stăm împreună, poate ne hâhâim împreună, poate ne râdem împreună despre ce se întâmplă, cum se întâmplă. O zi superbă de mercuri, bujia.ro să fie în sufletul vostru, să aveți parte de... Uite mă, există bujia aici, poate credeți că nu e bujia.